Ce faceți aici? Ok, deci facem niște surprize pentru mama, pentru ziua femeilor. Wow! La fel cum facem în fiecare an, este tradiția noastră să pregătim surprize pentru mama. Mama, arăți una, băie! Ai făcut și ea! Stai, să-mi arăte, Alexandru, că vrei să-mi arăte. Ce vrei să-mi arăți, Alex? Dudu, arăți una! Arăți-mi foile tale, arăți-mi ce foi ai desenat tu. Arăți una! Mai vine o surpriză? Nu, arăți una, arăți! Și una. Da. Și lui mami dăm una, da. Nu. Mai vrei să-ți dau o foaie? Da. Ia încă o foaie pentru mami. Da. Să-i scrii și un mesaj. Este atelierul de creativitate și de desen. Acum ultimele chestii la finishing touches, adică la... Deci eu am venit cu o idee să le punem pe toate, să le legăm așa. Wow. Și vreau să le atârnăm sus. Ce frumos! Și unde e mama acum? Aici cu tata afară puțin? Da, da, și pe urmă s-o aduc aici și o să-i arăt. Dar vreau să văd ce surprize ne-a făcut și nouă tata, cum ne facem fiecare an. Mama mea este cea mai bună mamă din lume. Pentru că ea practic ia fiecare problemă din familie și o rezolvă. Și în fiecare zi, chiar dacă ea trebuie să se trezească la 4 dimineața să ne facă mâncarea pentru școală, să ne trezească pe noi și noi suntem ofturoși de dimineață, ea tot timpul face chestia aceasta și tot timpul are grijă de noi și tot timpul ne face cele mai frumoase surprize de ziua noastră și toate chestia astea le face când e pe tocuri. Copii, gata? Nu am terminat încă. Tata, dacă tu nu ești cu mama... Mama a rămas puțin jos, la recepție. I-am spus că să mai stea puțin acolo, că vreau să văd ce ați pregătit voi. Păi, noi aici avem atelierul de creație și fiecare i-a făcut lui mama. Uite, niște. Uite, i-am făcut asta lui mama. Bă, ce frumos! Wow! A lui Zoe cel mai mare. Și le legăm pe toate așa. Și a lui Zoe cel mai inventiv. Și, wow! Și le terminăm. Am toate, uite, am toate. Și tu ai făcut toate? Tu le-ai făcut așa, iar? Da. Și cum se deschide? Iartă cum se deschide. Cum o deschizi? Nu știi? Nu. O deschizi, doar o lași așa, perfect? Da. Wow! Da, tot. În fiecare an de 8 martie, mereu îi facem niște surprize foarte frumoase lui mama. Chiar că suntem plecați în altă țară, chiar că suntem acasă, mereu îi facem o surpriză lui mama. Acest lucru nu s-a schimbat niciodată și nu se va schimba niciodată. Oricât de mari vom fi toți, de 8 martie, mereu să ne ducem la mama să-i facem o surpriză. Ia uite ce copii creativi! Ștefănuț, cum te gândi să faci așa ceva? Deci am început ca o prioritate, am arătat lui tata și m-am gândit să fac niște... Uite, aștept tata la atelier aici. Face și eu un desen. Îți mai trebuie o foaie? Nu mai am foaie, Alex, îmi pare rău. Astea erau toate. Ștefănuț, ce vrei să zici? I-am să zic că am făcut asta și i-am arătat lui tata și după... Când am auzit că e ziua lui mama, am început... Nu ziua mamei, doar lui mama noastră, ziua mamei în general. 8 martie este ziua femeii, sărbătorim pe mamă, pe soție, pe fiică, deci sărbătorim orice fată și orice femeie din lumea asta, da? Și când e ziua băieților? Ziua băieților nu e niciodată. Ziua fetelor e mereu, în fiecare zi e ziua fetelor. Hai, ne grăbim. Deci, Ștefănuț, trebuie frumos să-l prinzi. Așa. Nu ai fost. Tata, te-ai ducea. Da. Și cum o să duci astea în dormitor? Hai, ia-le pe toate în mână și du-le în dormitor ca să le pregătești lui mami. Hai, dacă-ți cazi pe jos... Vrei să scrii mama cea mai tare? Bravo. Uite, n-am avut timp să se usuce, așa că trebuia să le... Hai, Ștefan. Dar arată foarte frumos. Deci, ați scris deja mesajele lui mama, da? Haideți, copii! Haideți! Bine! Haideți! Bine! Hai să mergem să... al meu! Haideți, mergem să mai pregătim surprizea și după aceea va veni mama! Aici am pregătit surprizele lui mama! 3, 2, 1 și... Surpriza! Te iubim, mami, la mulți ani! Luminile. Super, super. Asta e pentru tine. Wow, nici nu știu dacă
care. 200 de mele, una e ariană. Și din partea ta. Wow! Uite câte ți-a făcut Alexandru. La mulți ani, mami, te iubim la infinit și înapoi. După martie, fetele și, bineînțeles, Ștefănuț cu Alexander, motivați de fete, m-au surprins într-un mod foarte plăcut și mi-au făcut tot felul de surprize. De când m-am trezit și până când s-a terminat ziua, a fost o zi plină cu surprize, atât din partea copilor și cât din partea lui Ștefan. Și cred că cel mai emoționant este când ei îți oferă dragostea lor prin lucruri simple și prin mesaje pe care așa le văd ei. Să scrie scrisorele sau să facă mici declarații de dragoste mamei și sunt lucrurile cele mai simple care pe mine mă impresionează cel mai mult și pe care le apreciez. Mulțumesc! Wow, ce operă de artă a făcut și Ștefănuț! Mai, te iubesc, Pipita! Asta e a mea, mami! Mulțumesc! Și eu mă iubesc până la steluțe, norișori și înapoi! Ție ce ziua aceasta e atât de specială? Nu știu, iubirea mea! Pentru că astăzi este ziua când noi te răsfățăm pe tine, pentru că tu ne răsfăți pe noi toată viața noastră. Și astăzi este ziua noastră să te răsfățăm și pe tine. Mulțumesc, iubiții mei și iubitele mele. Happy birthday, mom. Mulțumesc frumos, mom. Mulțumesc. I love you so much and I wish you a happy birthday, mom. And I will love you no matter what. Best mom. Mulțumesc. Wow. Am scris semnul infinitul ca să ne iubim pentru infinit. Wow, infinity love. Ce mai aștept asta? E și ziua ta. Ștefănuț, wow, pe pațiunea. Am văzut, am văzut scria. Mulțumesc. Imediat vine tati. Wow, și eu v-am făcut surprize ca în fiecare an. Tati s-a venit să... Eu tot pe Ștefănuț s-a urcat. Ca în fiecare an. Aoleu, Ștefan, și toate prințele din familie o să primească cadouri și bunica și Paula și Sophie și Ana și Zoe și prinții vor fi sărbătoriți în curând de ziua tatălui care va fi în curând. Aici ai văzut ce e, mama? Și acum începe nebunia. Bătaie cu fetele. Mama!